Sunt ultimele antrenamente înainte de desfășurarea competiției, care va avea loc mâine începând cu ora 8:30. Practic facem ultimele reglaje înaintea curselor intense de mâine. Este o competiție organizată de Asociația Club Sportiv Nautic Titanii, în colaborare cu Primăria Sectorului 3, care finanțează acest eveniment. Ce aduceți nou pentru anul acesta în această competiție, în cadrul competiției? Nou avem curse de dragon boat și curse de supraviețuitoare ale cancerului la sân, precum și activități de ecologizare și inițiere cu începători pentru a promova sportul. În plus, avem și curse de amatori pe lângă sportivii profesioniști pe care îi vedeți acum pe apă. Avem și curse de amatori. Nu există limite de vârstă, competiția este deschisă oricui care se pricepe la caiac, că trebuie învățat caiacul. Care sunt categoriile de concurs, să zic așa? Avem categorii de copii, începând cu categoria sub 12 ani, cadeți, junior 2, junior 1, seniorii și chiar și master. Avem foști sportivi de performanță care încă se mai întrec. Cred că recordul de vârstă este undeva în jur de 70 de ani. Și cât de greu este acest sport? Câte ore pe zi sau de când s-au apucat acești sportivi să se antreneze? Greu. Orice sport este greu. Depinde de nivelul la care îl practici. Pentru profesioniști e clar că trebuie să te antrenezi cel puțin o dată pe zi. Pentru amatori merge și de 2-3 ori pe zi. Este un sport aerob pe care îl practici în aer liber, este plăcut, uiți noțiunea timpului și atunci lucrurile merg mult mai ușor, te trezești, te uiți la ceas, mama, am făcut o oră jumate și eu nici n-am simțit, e foarte fain. Ce vreau să vă mai spun este că m-ați întrebat de categorii, pe lângă categoriile de kayak sprint, avem categoriile de kayak amatori feminin și masculin și cursele de dragon boat open, în care trag inclusiv și fete și băieți, și celebra cursă Immunis, care este pentru prima oară cursă a echipei Immunis Dragons, care de data asta avem două echipaje, echipa este mult mai mare. Echipa Immunis este formată din supraviețuitare ale cancerului de sân, cu care intenționăm să mergem în Noua Zeelandă la festivalul internațional special dedicat acestei categorii de competiție. Ce înseamnă Dragon Boat? Dragon Boat este o barcă tradițională chineză cu origini de peste 2000 de ani. Există festivaluri, se țin în China. Este foarte popular acolo. Între timp a devenit sport modern, sunt campionate europene, sunt campionate mondiale organizate. Practic este o barcă în care vâzlesc 10 persoane sau 20 de persoane, sunt două categorii, noi o să avem categoria de 10, plus un cârmaci și un toboșar care ține ritmul vâzlașilor. Deci e o chestie așa, ca noi le zicem vikingi, deși provin, este chinezească cumva inițiativa. Nouă ne place să zic că suntem vikingi și vâzlim pe orice vreme, și pe ploaie, și pe vânt, și pe chiar și pe ninsoare am vâzlit. Vreau să vă întreb cum ne schimbă acest sport stilul de viață. Păi te face să-ți petreci mai mult timp în aer liber. Este un sport aerob, cum am mai spus, adică comparativ cu alergarea sau cu bicicleta are aceleași beneficii. În plus îți tonifiază partea superioară a corpului, pentru că la vâzlit lucrezi cu brațele, cu spatele, cu umerii, cu pieptul, adică te tonifică bine pe partea superioară a corpului, dar și pe picioare, și picioarele sunt folosite în vâzlit.